Trei tineri și-au pierdut viața duminică pe drumul E60 lângă Huiedin, iar alte două au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit frontal. Șoferul unui autoturism în vârstă de 31 de ani a pierdut controlul mașinii într-o curbă, a intrat pe contrasens și a lovit în plin un alt autoturism care circula regulamentar din sens invers. Doi tineri de 18 și 19 ani, dar și șoferul care a provocat accidentul și-au pierdut viața în urma impactului violent. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. În momentul de față se desfășoară cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Însă cei doi conducători auto și conducătorul auto vinovat a decedat la fața locului. Șoferul de 31 de ani din Huiedin, care a provocat accidentul, se numește Simi Moldovan și a fost polițist în IPJ Cluj. Ziar de Cluj scrie că bărbatul este singurul fiu al avocatului Simion Moldovan din Huiedin, iar mama tânărului este secretară la poliția din oraș. Jurnalistul Liviu Lex a dezvăluit astăzi că polițiștii din Huiedin ar fi știut despre faptul că tânărul avea obiceiul să se urce beat la volan. Problema acestui accident, tare trist pentru familiile celor uciși fără vină, e că rutieriștii din poliția Huiedin și șeful poliției Huiedin știau tot despre apucăturile alcoolistului de Simi Moldovan și tolerau această stare de fapt. Îi felicităm pentru toleranță, două sicrie cu oameni nevinovați îi așteaptă la priveghi, a scris jurnalistul în Ziar de Cluj. Site-ul Info Huiedin a prezentat în vara acestui an un filmuleț în care apare un tânăr care zace inconștient lângă un autoturism, persoană despre care site-ul susține că ar fi chiar Simi Moldovan. Deocamdată, poliția Cluj a informat că nu se cunoaște alcoolemia pe care a avut-o șoferul de 31 de ani în momentul producerii accidentului. În momentul de față nu putem ști dacă unul dintre cei doi conducători auto se afla în influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe. Așteptăm rezultatul necropsiei și în funcție de acesta vom acționa ca atare. Impactul între cele două mașini a fost atât de puternic încât autoturismul care circula regulamentar a fost aruncat de pe carosabil, iar motorul a zburat de pe șasiu.